Bun găsit, prieteni! Știți că anul acesta, în vara, iulie-august, se fac 80 de ani de la Marea Bătălie de la Kursk. Am venit și eu pentru a-mi aduce omagiul eroilor sovietici care au căzut pentru libertatea noastră a tuturor, pentru înfrângerea monstrului Adolf Hitler. Mai ales că astăzi acest lucru fie se trece sub tăcere, fie să neagă de-a dreptul se încearcă echivalarea comunismului cu nazismul, punerea în aceeași oală a comunismului cu nazismul, uitându-se că noi comuniștii am dat 26 de milioane de vieți numai în Rusia, URSS, ca să scăpăm lumea de Adolf Hitler. Să țin un moment de reculegere. Lupta de la Kursk a început pe 5 iulie 1943 cu ofensiva germană în care s-a aruncat în luptă peste 1000 de tankuri din care 90% Tiger, 200 Pantera. Tiger era tankul acela uriaș de 56 de tone cu tun de 88 de mm, considerat invulnerabil de către naziști, dar pe care sovieticii îl vor reuși să-l contracareze atacândul l din părțile laterale, unde blindajul era mai subțire, și câteodată intrând de-a dreptul în el, așa, cu o lovitură de berbece. Pante era un, un, tank mijlociu de 45 de tone, inspirat, practic, în cea mai mare parte de, de designul tankului sovietic T-34, care constituise o surpriză pentru Germania în 1941, nu mai văzuseră nemții așa ceva, și Copiindu-l, practic, au reușit să creeze tancul Panthera, care trebuie să recunosc că era un tank excepțional de bun, chiar mai bun decât Tiger, pentru că avea blindajul înclinat. Nu avea blindajul atât de gros, dar de l-avea înclinat. Sovietice vor reuși să contracareze până la urmă tankurile germane, atât cu folosirea justă, judicioasă a tancurilor proprii, cât și cu celebrul avion de asalt Il-2 Sturmovik, care venea de sus, zbura foarte jos, era blindat făcea fărâme tankurile germane. Moartea neagră, îi spuneau naziștii. Pe, pe 12 iulie începe practic contraofensiva trupelor sovietice la Kursk, care se încheie în luna august cu o mare înfrângere pentru germani. Pe 5 august sunt eliberate Orel și Belgorod, pe 23 august va fi eliberat Harkovul, se va atinge Niprul și nemții vor fi aruncați dincolo de Nipru, sovietici creându-și în același timp câteva capete de pod pe Nipru. Cam asta ar fi. Încă o dată, glorie eternă soldaților sovietici. Nu avem cuvinte să spunem că de mult, cât de mult. Că dacă nu erați voi, practic, Hitler câștiga războiul. Să fie clar lucrul acesta. Și nu cred că și-ar fi dorit cineva. Dar poate unii-și doresc. Poate unii și-ar fi dorit ca Hitler să fi câștigat războiul. Istorici gen Cioroianu, gen Marius Opre, ăsta, ăștia cu siguranță că ar fi înflorit într într-o Europa și într-o lume dominată de Hitler. Slavă veșnică eroilor sovietici! Nu vă vom uita niciodată!